O viață trăită în slujba coroanei și a națiunii. De ziua națională a regalității, majestatea sa Margareta, custodele coroanei și alteța sa regală, principele Radu, ne vorbesc despre încredere și unitate, despre pandemie și reconstrucție. Urmăriți chiar acum un interviu istoric cu familia regală la NewsHour CNN. Vă rog să fiți împreună, vă rog să gândiți la ceilalți, la vecin, la bunica, la copil. Asta e cel mai important, să nu uităm că suntem, avem nevoie unul de alții. Și cred că mesajul regelui ar fi fost exact asta. Mi-e foarte dor. Da, mi-e foarte dor, da. E dorul unei fiice de tatăl său, dar și mesajul custodelui coroanei în numele regelui României, Mihai I. Tatăl meu a fost un om democratic, dar în plus a iubit atât de mult această țară și asta mi-a transmis mie și îl mulțumesc în fiecare zi pentru acest lucru, pentru că de când în când nu e ușor, de când în când e dificil să mergem înainte, să facem ce vrem, dar acest angajament pentru țara noastră este ceva care în fiecare zi mă trezesc și spun că este frumos. Este ceva nou de făcut, este și ceva tradițional de făcut și mergem înainte și asta este un dar pentru mine. Singurătatea ne-a arătat cât de mult face să-l avem pe cel de alături. Și a venit pandemia și într-un moment de mare egoism în societățile lumii. E vizibil și la noi și la alții cât de mult se întoarce omul către sine. Și acest virus, prin suferința pe care a provocat-o psihologic în special, toți suntem marcați psihologic de el, poate mai mult decât fizic, ne-a arătat cât de mult face să da. Fie cum să spun, un fel de punte de legătură între, da. Între oameni. Da. Și a fost foarte dificil pentru noi când a murit principele Filip, ducele de Edinburgh, pentru că au fost prieteni și au avut același vârstă și a fost un fel de șoc, de doliu din nou și a fost dureros, da. Și poate și mai dureros că n-ați putut să mergeți acolo. Și asta a fost, da, pandemie, vorbim de pandemie, a împiedicat multe oameni să fie la funeralii și oamenii au murit singuri în spital. Absolut teribil povestea asta, teribil. Traumele acestea, credeți, alteță, trauma, că pot trece? Că pot fi vindecate toate aceste traume aduse de toată pandemia? Da, e un adevăr în zicalele românești că dacă ceva nu te omoară, te întărește. Într-un fel vor trece, omenirea va supraviețui, dar sper că această supraviețuire se va face la un nivel al spiralei mai sus. Adică poate că această curățenie pe care pandemia ne-a obligat să o facem în viețile noastre și în mintea noastră, în memoria noastră și în natura noastră, fiindcă natura ne mulțumește. Acum ați văzut, în toată lumea a renăscut natura datorită faptului că am fost mai puțin inconștienți decât înainte. Poate că toate acestea vor lăsa o urmă bună.